la egalitate 1-1 în deplasare cu Valencia, după ce în tur s-a redus în categorie 7-0. A doua finalistă va fi cunoscută de seară când se va juca returul dintre Celta Vigo și FC Sevilla. Oaspeții pornesc cu prima șansă după ce au câștigat manșa întâi al semifinalei cu 4-0. Ajunsul cazat, Ghinadi Golovkin, își va pune în joc titlurile IBF, WBA, WBO și WBC la categoria de FCE, în fața americanului Daniel Cormier, cu 25 de meciuri disputate la profesioniști și a primit 31 de succese în rete de limite. Viitorul său adversar, Wade, este și un învins în 18 meciuri, dintre care 12 le-a câștigat în rete de limite. Rubrica sponsorizată de Redeman, suporter al sportului românesc. Redeman. Așa întâi știrile, rămâneți în continuare la emisiunea La Minut. Mihaela Ștefan și Mihai Bălgheru vă aduc invitații la teatru și la o seară în acorduri de tango. Și muzica.